Știu că tu crezi că m-am înșelat în privința căciuliței, dar crede-mă, mi-aduc aminte perfect că purta căciulița asta când eram pe ponton. Și atunci cum îți explici că e aici? Cineva a pus-o acolo. Dar dacă n-a pus-o nimeni? Dacă erai prea obosită, nu ți-ai dat seama, nu... Sunt sigură că toată situația asta e un scenariu. De ce nu vrei să mă crezi? De ce crezi că eu nu vreau să fie așa? Mihai, ascultă-mă. Nu avem timp de pierdut. Cu cât o să treacă mai mult timp, cu atât o să ne fie mai greu să-l găsim. Și ce putem să facem? Că n-avem niciun răspuns. Încă n-avem niciun răspuns, încă. Dar am nevoie de tine să nu te dai bătut, te rog. Cât o să mai ținem așa, Adela? Cât o să fie nevoie până o să-l găsim pe Bogdan? Adela, te înțeleg. Și eu vreau ca Bogdan să fie bine și să-l găsim, dar nu putem fabrica dovezi unde nu există. Dar nu fabricăm dovezi, mai sunt dovezi. Toma trăiește și vrea să se răzbune pe Marta. Și de ce mi-e frică, de fapt? Dacă toate astea nu o să ducă nicăieri, ce o să facem atunci? Ce o să se întâmple cu noi doi? Mihai! Adela. Vreau să văd dacă mai lipsește și altceva. Așa cum au pus căciulița aia la spălat, poate au mai luat și alte lucruri. Ce alte lucruri? Nu știu, de exemplu, păturica aia fără de care nu doarme. Mă rog, era doar un exemplu. Adela, trebuie să mai caut. Oprește-te puțin, te rog. Mihai, simt că vrei să te dai bătut, simt că nu mai vrei să mă ajuți și am nevoie de ajutorul tău, te rog. Toma s-a necat în Dunăre. Ești sigur? Lascu a primit raportul de la Giurgiu. Au făcut și un test ADN ieri. Ești mulțumit? Poftim. Acum ai răspunsul pe care îl voiai. Tu chiar crezi că eu nu vreau ca Bogdan să fie bine? Lasă-mă, te rog. Adela... Lasă-mă, vreau să fiu singură.